Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua și bine v-am regăsit la Avocatul Diavolului. Suntem Cătălin Striblea și Vlad Petreanu și astăzi avem o provocare pentru voi să descifrați și să rezolvați o dilemă, și anume dilema creșterii prin vot parlamentar a veniturilor unor largi categorii sociale din România în condițiile în care nu există bani pentru așa ceva. Miercuri asta, în comisiile reunite din Parlament, PSD și aliații au decis creșterea pensiilor cu 40%, creșterea salariilor profesorilor, acordarea de fonduri de sute de milioane de lei pentru diverse programe de asistență financiară, creșterea bugetelor locale cu miliarde de lei. Încă o dată, toate acestea au fost decise prin vot politic, în ciuda avertismentelor repetate ale economiștilor, care arată că nu există bani pentru așa ceva. Știți bine, comisiile reunite nu dau votul final pe legi, dar avizele lor sunt hotărătoare în adoptarea actelor normative respective. Iar în condiții de campanie electorală, parlamentarii au dovedit și înainte că sunt în stare să voteze orice, dacă ei cred că asta le-ar putea aduce niște voturi în plus. Vă reamintesc, de exemplu, mărirea cu 50% a salariilor profesorilor în 2008, în plină criză globală, mai ții minte, nu? Uh-huh. Parlamentarii de atunci au votat în unanimitate pentru mărirea respectivă, chiar dacă toți știau că aplicarea ei ar fi falimentat România. Da, n-am să luăm niciodată pe președintele Traian Băsescu în conferință de presă și declarații la promulgarea legii. A făcut și un eveniment din asta. Da. Și se uita în cameră și spunea, mă rog, se uita cum se uita dânsul așa de neuitat în cameră și spunea, sunt bani, sunt bani, e o chestie de priorități, numai dacă nu vrei, nu mărești salariile. Da, premier deci, era Tăricianu. Tăricianu care zicea atunci că da, nu se poate mări nimic, n-avem cum. Acum domnul Tăricianu, care e disperat să intre în Parlament, cum s-o putea, zice, se poate mări tot, să putem, da, sunt bani peste tot. Și nu e adevărat? Nu este ceva, un populist strigător la cer. Bun, revenind în prezent. Mărirea pensiilor cu 40% a fost decisă de PSD anul trecut și ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 septembrie anul acesta. Procentajul de 40% este atât de mare, încât nenumărați experți au anticipat că dacă ar fi fost pus în practică, deficitul bugetar ar fi ajuns la cote de nesuportat pentru această țară. PSD nu mai este azi la guvernare, iar noul guvern a încercat să evite falimentul, dar și nemulțumirea pensionarilor, cu o creștere mai modestă de 14%, dar, din opoziție, fostul partid de guvernământ face presiune și adaugă incredibil și alte cheltuieli nesustenabile. Executivul e subordonat Parlamentului, ca atare, chiar dacă parlamentarii votează politic o măsură fiscală sau financiară populistă, guvernul e obligat să o pună în practică, sau măcar să încerce asta. Mai e ceva drum procedural de parcurs până la adoptarea acestor legi de aruncat cu bani în populație, dar știm din experiență că o majoritate parlamentară hotărâtă nu poate fi oprită chiar așa ușor, deci sunt șanse ca aceste legi să și intre în vigoare. Dacă intră în vigoare, guvernul va fi obligat să facă rost de bani de undeva, iar asta e posibil doar prin câteva căi. O să le enumerăm și vă rugăm să fiți atenți, pentru că asta e dilema. Va trebui să alegeți una dintre metode, chiar dacă niciuna nu e plăcută, și să argumentați de ce asta și nu alta. Așadar, guvernul va putea face rost de bani ca să plătească tot ce votează acum PSD și prietenii, dacă, de pildă, mărește taxele până la concurența sumelor. Ar putea fi vorba de TVA, de impozite suplimentare pe venit, pe profit, pe cifra de afaceri, pe proprietate, pe carburanți, mă rog, cum se întâmplă de obicei când statul încearcă să obțină mai mult de la cetățeni. Trebuia să zici să taxeze și corporațiile, nu? Adică să taxeze și corporațiile, așa, problema cu taxele în vreme de criză economică. Mă rog, nu vreau să dau toate argumentele, da, dar le dăm mărirea taxelor în vreme de criză economică este un dezastru, adică, că frânează și mai mult economia. Bun, altă idee. Altă cale ar fi ca statul să concedieze masiv dintre proprii săi angajați, bugetarii, care va să zică, nu știm despre ce bugetare ar putea fi vorba, poate funcționari din administrația publică, poate profesori, poate medici, na, zicem și noi așa, oameni plătiți de stat, pentru care acesta n-ar mai avea bani de plătit salarii și i-ar da afară ca să plătească tocmai ce au votat parlamentarii. Ar mai fi varianta ca statul să taie masiv din salariile tuturor bugetarilor, că acolo poate tăia statul, în mediul privat tăierile astea s-au întâmplat deja în multe locuri, dar asta
s-a mai făcut în 2009 și efectele electorale ale tăierii salariilor bugetarilor cu 25% au fost de neuitat. Nu știu dacă se mai încumetă vreun guvern să meargă în direcția asta vreodată. Bun. O altă... Mai e posibilitatea zi ca o altă să posibilitate bani, ar fi ca statul să tipărească bani, adică să dea drumul la inflație. Asta e o metodă foarte cinică, dar foarte eficientă de a da oamenilor iluzia că primesc mai mult la salariu sau pensie. Doar că metoda capătă viață proprie și se auto-întreține. La început oamenii sunt fericiți că, iată, uite, deodată câștigă mai bine, doar că economia inundată de atâția bani reacționează prin creșterea prețurilor, ceea ce se termină ori în aceeași sărăcie de dinainte, ba una chiar mai mare adesea, ori la noi pusei inflaționiste. Da, n-am mai fost noi milionari. În fine, statul ar putea încerca să se împrumute pe piețele financiare internaționale, ca să plătească toate datoriile către cetățeni. România ar lua astfel împrumuturi de consum în condiții din ce în ce mai proaste. E ca și cum dumneavoastră ați rămâne fără venituri, dar v-ați duce din ce în ce mai des la bancă să luați credit ca să vă cumpărați de mâncare. Normal că banchierii ar deveni repede bănuitori și ar cere garanții din ce în ce mai mari la dobânzi și la dobânzi din ce în ce mai mari. Cam asta e. Orice v-ar spune politicienii, nu există miracole în domeniul legilor economice. Orice ar vota ei, legile economice funcționează după propriile mecanisme. E ca și cum parlamentarii aflați în campanie electorală ar vota pentru anularea legii gravitației. Pot vota ei cât vor, dacă îi credeți și vă aruncați în cap de la etaj, tot la spital ajungeți. Astăzi nu vom face o bătălie între noi doi, nu vă vom pune să alegeți soluția care vi se pare mai bună, pentru că în realitate nu există soluții perfecte. Dar vă invităm să ne spuneți care dintre soluțiile economice enumerate e cea mai potrivită pentru voi, dar și pentru echilibrul societății noastre. Așadar, cum ați proceda dacă ați avea puterea ca să feriți economia de un dezastru? Ați mărit taxele? Ați concedia oameni, ați dat drumul la inflație, ați continua împrumutarea la costuri din ce în ce mai mari, ați finanțat toate acestea măcar un timp cu banii europeni, că și acolo sunt limite. Da. Sau mai pe șleau încerc să pun așa tot ce vedem într-o singură propoziție, ai stimula munca renunțând la pacea socială, că așa îi zice, sau ai avea grijă de fiecare cetățean cu riscul ca toți să trăiască mai prost. Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 069 599. Radu, bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului. Vă ascultăm. Salut băieți, am să încep prin a spune că am doi jurnaliști foarte dragi mie. Unul este foarte de dreapta și anume Vlad și unul este foarte de stânga, n-ați dat numele. Acum, Radu, o să spun, nu sunt foarte de dreapta. Să pledez mai ales... O paranteză. Numai un pic să zic. Nu sunt foarte de dreapta, nu sunt conservator de dreapta, pledez însă pentru reducerea rolului statului în economie și în viața cetățeanului român și asta din prisma experienței mele proprii de viețuitor în țara asta. Atât, te las să vorbești. Dar tu ești o persoană particulară, da? Da. Hai să spunem, acum toate firmele în timpul pandemiei, unde au apelat? Adică vrei să spui că statul ne ține în viață, da. Dar sigur, eu nu ne că n-avem nevoie de stat. Sigur că avem nevoie de stat. Sunt cheltuieli pe care statul trebuie să le facă. Învățământul trebuie susținut financiar de stat. Sănătatea trebuie asigurată pentru toți cetățenii. Adică lucrurile astea... Dar apropo, tu cu sănătatea, atunci când domnul Costache a băgat acolo o chestie... La privatizarea spitalului. Da, acolo eu n-am fost de acord, nici domnul Tolontan nu a fost de acord. Bun, da, astăzi dezbateri și exact cum ai spus și tu atunci... Trebuia comunica mai bine. Ok. Mi-am notat aici niște chestii, că vreau să spun cât de așa. O să fie soluții de stânga, majoritatea, una singură, e de dreapta din punctul meu de vedere. Da. Aș începe prin atragerea banilor din TVA. Cred că e o soluție pe termen scurt și cred că noi suntem din UE penultima țară, în afară de Irlanda, care Irlanda, nu știu, o duce așa de bine și mă mir. Ceva fac ei, băieții aia bine, n-am studiat problema. Acolo, sus, la nivel gradul, de trai, așa este, confirmăm, gradul de colectare la buget al veniturilor în România este un dezastru. Suntem pe penultimul loc în Uniunea Europeană și merge foarte prost. Și se discută de asta de foarte multă vreme. Și în același timp, evaziunea fiscală este la cote foarte mari. Deci suntem o țară în care statul încasează puțin și în care mulți cetățeni
fac evaziune fiscală acum și... Acum să fim sinceri, cred că fiecare cunoaștem o persoană care lucrează jumătate sau chiar la negru total. Da. Da, okay. Asta este o problemă și din cauza noastră, aș spune, aici, fiindcă acceptăm chestiile astea. Fiindcă deci, acum, exact în timpul evaziunea pandemiei... Evaziunea fiscală. Hai, treci mai departe, știi cum e. Așa, bun. Aici e o soluție foarte de stânga și anume impozit progresiv și impozitat corporațiile. Eu lucrez de 5 ani, între timp au fost două corporații diferite, se dau bani numai pentru publicitate de multe ori. Și ești eu angajat sau angajator? Sunt angajat. Ești angajat. Tu știi cât sunt taxele în țara asta? Adică cât plătește Nu știu, sincer, dar am impresia că România așa. Cam profită corporațiile de muncă ieftină. 77%, 77%, cine vă spune că doar 10% este taxa pe care o plătești în România? Vă spune o minciună, pentru că în realitate, pentru 1000 de euro, deci pentru 4500 de lei pe care ia un angajat român, taxele care se duc la stat sunt încă de 3300 de lei, înțelegi? Păi, cum să-mi pui impozit progresiv pe banii ăștia că mă sufoc? Tu înțelegi că deodată noi mai plătim... Impozit progresiv la salariat, nu am spus la corporație. Păi nu, asta e pentru salariat. Ce ți-am povestit eu acum e impozitul pe salariul unui om. Deci, Radu, să știi că nici eu știu, asta e o teorie veche cu impozitul progresiv, a mai funcționat în România, pe vremea lui Năstase a fost ultima dată, după aia când s-a impus cota unică, ce să vezi, au crescut veniturile la buget. Problema este că impozitul progresiv într-o țară în care veniturile sunt încasate la buget, după structura acestei, ca în România, este nedrept, e profund nedrept. Pentru că, practic, crești impozitarea pe ăia care plătesc taxele, care sunt, am senzația că sunt minoritate. Aici, deci, ăia care plătesc taxele vor trebui să plătească și mai mult, în timp ce ăia care fac evaziune fiscală vor fi de două ori mai fericiți, da? De asta zic că e neetic să-și duc argumentul. Ok, aveți mai multe date ca mine, aici nu sunt foarte pregătit, dar eu consider că e un sistem just. Adică ar trebui impozitați aia care sunt mai bogați. Hai să-ți spun eu când de ce just. Să fie impozitați, stai puțin, de ce să fie impozitați mai mult aia care câștigă mai bine? Adică nu mai mult în lor, proporțional, pentru exact, că dacă exact, nu vi se pare corect. Moise a spus, care nu-i deloc de acolo, nici că și el e foarte de dreapta, Moise a spus că se simte foarte puțin de la el. Haideți să fie chiar de aia. Nu ți se pare că... Mă scuzați, Radu, nu vi se pare că impozitarea proporțională, egală pentru toată lumea, este principiul corect? Adică unul plătește impozit 10% și altul plătește impozit 40%. De ce? Da, ce justifică diferența? Ăla care câștigă 1000 de lei și plătește 10% și plătește 100 de lei. Deci el o să fie așa. Un nenorocit. Ăla care câștigă 10.000 de lei o să plătească 4.000 de lei. Și atunci, problema este că... Dacă facem impozit progresiv... Dacă facem impozit progresiv, am spus cum e cu taxa unii. Deci ideea e cum e tot... Practic să nu câștige nimeni mai mult. Statul să ia cât mai mulți bani în țara asta. 9.000 de lei, Vlad. Acum hai să fim sincer. Te păcălește. Nu păcălesc pe nimeni. Știi că am zis... Știți, am zis la început că sunt pentru reducerea rolului statului în economie. Nu m-a făcut bine să apăr eu impozitul progresiv, că nebunesc aici. De ce aș vrea eu... Da. De ce aș vrea eu să dau eu mai mulți bani statului român în condițiile în care statul român își bate joc chiar și de ăștia pe care îi plătesc? Niciodată. Impozit progresiv în România este posibil doar dacă ne tăiați taxele pe muncă, da? Pentru că acum impozitele noastre sunt mai mari decât alea progresive. Da? Mult mai mari. Deci doar așa se poate, doar dacă ne tăiați taxele pe muncă și dacă îmi dai voie... Ca în impozitul progresiv să-mi bagi deduceri, pentru că de-abia atunci se egalizează toate lucrurile astea. Și atenție, 40% să-i spunem omului, nu se plătește pe întreaga sumă pe care o iei tu, ci după un anumit prag, după anumite praguri pe care statul le stabilește pentru un univers echilibru. Atât de complicat, deci în România abia dacă funcționează cu sistemul ăsta de impozitare, care cât de cât cu cota unică ar trebui să fie mai simplu. Dar îți dau dreptate? Îți dau dreptate acolo unde spui că dacă, Doamne ferește, vine cineva și ne pune impozite din astea, tot ăia care muncesc și plătesc, tot ăia vor fi păgubiți. Sabin, bună ziua, sunteți în direct la Avocatul Diavolului. Bună ziua. Bună ziua, să vorbiți cu... Sabin, vă auzim cam slab. Să vorbiți mai la microfon. Să scot de pe speaker. Ar fi bine dacă nu sunteți la volan. M-auziți acum? Da, nu cine știe ce zice și vedem noi ce facem. Ok.
Eu o să vin cu o soluție. În primul rând aș concedia 75% din funcții publici și o să Da, v-am pierdut semnalul. 75% din funcționarii publici, a zis. Da, nu știu dacă este o soluție. Concediez 75% din angajații de la stat. Anvelopa acum, adică, cred că sunt cam 1.300.000. Da. Nu știu dacă, procentajul nu are nicio legătură cu realitatea. Probabil că pot fi făcute reduceri de personal. În administrație publică, da. Da, dar șomajul masiv este ceva care, din păcate, întreține o criză economică, mai pentru că oamenii aceia nu mai au cu ce să cumpere. Vlad, mai e o chestiune. Banii pe care îi primesc ei acum, salariile astea mari ale lor, sunt cele care întrețin în realitate economia. Adică băieții ăștia bagă bani în consum foarte mult în momentul ăsta, mult mai mult decât cei de la privat care sunt într-o situație dificilă. Am auzit asta, am auzit ceva, nu spun că de la tine, dar ceva oarecum asemănător de la doamna Lia Olguța Vasilescu, care a zis, păi da, creștem încasările la stat pentru că creștem salariile. Deci doamna Lia Olguța a inventat perpetuum mobile. Nu, nu la asta mă refeream. Eu mă refeream strict la acțiunea de consum, adică dar în același servicii timp, și așa mai departe. Da, da, este adevărat. Oamenii care au bani mai mulți, normal, cheltuiesc mai mult. Problema cu economia românească este că consumul ăla crește deficitul comercial. A, mod evident. Pentru asta că se întâmplă zilele astea. De asta euro zboară în sus. Exact. Mărfurile pe care le cumpărăm noi cu banii mai mulți sunt acum arare ori produse în România. Sunt importate. Nu-l obligă nimeni pe guvern să nu găsească niște metode prin care să ne facem sucul de portocale aici la noi sau sucul de mere, știi? Că de fapt noi consumăm și foarte multe prostii pe care am putea să le facem noi, dar ce să vezi, nimeni nu ne stimulează să le facem. Da. Că la banii ăia nu vreau să le fac. Sabine, îmi pare rău, s-a pierdut semnalul, n-am putut să auzim. Păcate. Mergem mai departe cu Răzvan. Răzvan, bună ziua, sunteți în direct la Avocatul Diavolului. Salut! Da. Sunt Răzvan, sunt medic, antreprenor și în toată discuția asta pot să vă spun două lucruri. Da. Primul, orice investiție în copii este binevenită pentru o țară în care populația e în continuă îmbătrânire. A fost soluția de alocațiile copiilor, da? Și au început unii să sară că, domnule, creștem inflația, alea nu merită, nu, în fine, da? Eu vă spun că am trei copii. Vă asigur că orice creștere ar fi pe partea de alocații, tot în consum se duce. Da? Pe haine, pe mâncare, pe... Pe haine, ați fi de acord, de exemplu, e o discuție mai veche. Hai să dăm vouchere... În loc de bani cash părinților, să dăm voucher astfel încât să nu poată cumpăra decât haine pentru copii. Sigur, poți să le vândă după aceea, dar mai pe un filtru. Problema este că vă spun un lucru pe care nu se trecut până acum, adică din ianuarie până în prezent, da? Factura, bonul, când mă duc să cumpăr în magazin ce trebuie pentru copii, crește de la lună la lună cu 10-12% creștere constantă. Da, da. Da. Același lucru l-am observat și în supermarket. Da? Cu ce cumpărăm? Că na, copiii sunt mici, ei nu se pun la mâncare, mănâncă lapte, altele. Da, da, așa este. Creștere lunară. Dar eu nu am observat un lucru. Adică... Dar de ce credeți că se întâmplă creșterea asta de prețuri constantă? Pentru, pentru că se poate. Pentru ce că o perioadă că se poate? De timp... Domnule doctor... Se întâmplă, pentru că, se întâmplă pentru că statul român în ultimii 3 ani, în epoca Dragnea, a crescut anvelopa salarială a angajaților de la stat. În momentul ăsta, cota este undeva cum era prin 2009. Cam tot atâta se duce pe salarii. Deci este total nesustenabil. Sunt mulți bani în mediul privat. În mediul privat, salariile nu au crescut atât de mult. Dar niște milioane de oameni, domnule doctor, au primit mulți bani. Ei s-au dus și au cumpărat. Când inunzi piața cu bani, îți crește inflația. Este mecanismul automat. Nu. Dar care e soluția? Că aici vrem să vă ascultăm. Soluția pot să vă zic în felul următor. Dacă luăm București, toate județele limitrofe, oamenii de acolo vin să se trateze tot în București, da? Își iau bilet de trimitere, vin la spital, consumă resurse. Perfect. Asta ce îmi spune mie? Că cei care lucrează la casele de asigurări de sănătate din Călăraș, Ialomița, Buzău, Zâmbovița, Giurgiu, oamenii aia lucrează câteva zile pe lună, fac niște ștate și atât, care pot să fie făcute automat. Concedier, da? Asta vreți să spuneți. Soluția este...
tot ce înseamnă această administrație care gestionează partea de sănătate, că pe asta o cunosc, partea de pensii, la fel, casele de pensii de acolo, cât lucrează, da? Uh-huh. În loc să mai funcționeze casa din Giurgiu, din Buzău, din Ialomița, recitați pe toți la București. Uh-huh. Oricum aici vin majoritatea, uh-huh, da? Da. Și atunci ai de unde să stai, vorbeați de concedieri, da. Concedierile din sectorul de stat, unde foarte multă lume încă nu muncește, dar primește bani, însă făcute cu cap, de acolo de unde se poate, de unde nu este eficient. De ce credeți că nu se fac, nu se operează aceste concedieri în administrația publică, inclusiv în cea locală? Zilele trecute, Cătălin a făcut o emisiune întreagă despre cum guvernul a mai salvat odată primăriile. Sunt 2800 de primării care au trebuit salvate din 3000 de primării din țara asta. De ce se întâmplă asta? De ce... Am pacienți din toată țara. Pentru orașele de provincie, pentru, nu știu, Dimnicea, Alexandria, Oltenița, da? Acolo cine lucra de la stat este în protipendada curbei respective. Dar domnule, aia e curtea boierească, să înțelegem. E singura asta. Deci acolo angajați, dacă ești angajat la stat, mulțumesc foarte frumos, doamne doctor. Încercăm să luăm cât mai multe telefoane azi. Nu este... E protipendadă, e o falsă protipendadă. Oamenii aceia, din păcate, mai ales în orașele mici, unde nu mai există industrie, serviciile sunt la pământ. Oamenii aceia sunt dependenți de aceste structuri. Iau și eu un salariu de ești undeva. Amabil. Păi nu, și... Ești amabil, e bătălie, da, acolo sunt, niște... sunt oameni de la... De acolo vin voturile... Acolo parchează partidul pe cetățenii săi. Că nu intră un cetățean dependent meritoriu... Și cetățeanul cu familia votează după aceea partidul... Da, evident. Și cum să faci reformă în asta? Și aia distribuie resurse și așa mai departe și există această gândire că salariul la stat e sfânt, mamă, nu se întâmple nimic vreodată la stat. Păi, nu ne-a explicat tot doamna Lia Olguța Vasilescu să desfințăm fondurile private de pensii. Că statul o să plătească întotdeauna pensia. Serios? Chiar dacă o să plătească la valoare de 10 milioane de lei, care valorează cât 100 de lei. N-am mai fost noi săraci? Ba da. Păi ce? Adică cum? 0372069599 Sorin. Bună ziua, Sorin. Sunteți în direct la avocat, vă rog. Bună, bună. Da. Din păcate, toate măsurile pe care le-ați anunțat înainte, toate lovesc în omul de rând. Da. Păi bravo, păi, da, îmi pare rău. Da, spuneți-ne atunci soluția. Da, soluții sunt multe. Ziceți... Nu prea vrea nimeni să le aplice. Ia. Așa. Nu ne legăm de inflație, nu ne legăm de cele. Haideți să impozităm, nu să impozităm, pardon, să confiscăm și să vindem tot de la cei pe care i-am prins furând. Tot? Haideți să întrebăm cu vânzarea asta? Se ridică palate pe marginile drumului în toate localitățile din România. Acum de unde au acei bănuți? Hai să vorbim, adică vreți să fim un pic legaliști, așa? Nu. Adică să spunem cum funcționează, că mie îmi place asta. De 30 de ani știu de vile cu epolet, să-i impenzităm, să-i prindem pe aia care fură. Dom'le, furatul, știi când te duci la judecată, sunt eu avocatul diavolului infractorilor, da? Când te duci la judecată, statul te prinde cu o chestie de 100.000, de 200.000, de 1.000.000 de euro. Îți socotește vila aia, bun, are 1.000.000 și așa mai departe. Dar nu poate să-ți ia decât ce a demonstrat el că ai furat. E utopic să gândim o chestiune de asta în masă. Aici trebuie schimbată un pic legea. Există, sigur că da. Și care n-a fost toți își pun averile pe prieteni, verișori, verișori, bunici, bunice. Bun, și cum demonstrezi? Și pe mama de la nu știu unde. Și mama cum demonstrezi chestia asta? Și cum faci să finanțezi un deficit bugetar? Cu o bună lege. Cu o lege bună. Pot să intervin? Da, vă rog că luminează-mă. Pot să intervin? Pot să intervin? O secundă numai. Că avem cu un comentariu la asta. Ideea confiscării averilor infractorilor. Numai un pic să spun ceva. Ideea confiscării averilor infractorilor este mai degrabă o chestie etică, pe care eu o susțin, dar nu e o chestiune neapărat profitabilă din punct de vedere economic. Vă ofer următorul exemplu. Palate cu turnulețe multe, construite de comunitatea Roma, în anumite locuri, toată lumea știe că sunt făcute prin evaziune fiscală, confiști un palat de la. Îl scoți la licitație. Sorin, v-ați duce să-l cumpărați? Adică cine cumpără astfel de clădiri. Sau, bun, cineva vinde o mașină. Mașina aia a fost, e super luxoasă, e nu știu ce, avere. Dar ea, de fapt, e o mașină veche,
care poate are și niște mici probleme de matriculare. O cumperi? La ce preț? Deci nu este o activitate foarte profitabilă. Etic e justificat. Haideți să impozităm pe oamenii ăia la nivelul care trebuie. Știți că la 100 din ei plătesc impozite pe acele case? Ați venit la mine acasă. Știți de când zic eu că impozitul pe proprietate în România este inexistent? Prietene, ai o casă de 200 de metri pătrați, o luăm de la 200 de metri, nu ca la carburatoare, da? De la 2000 de centimetri cubi în sus, plătim taxe suplimentare. Prietene, ai 200 de metri pătrați? Pac, ai mai urcat un etaj la impozite. Ai 300 de metri, ai curte, ai grădină, plătești din ce în ce mai tare. Și chiar și la apartamente, Sorin, trebuie să ne gândim că, doamne, mai este 100 de lei, pe an, e un impozit care, sigur, semnalează ideea că statul te impozitează. Dar, în realitate, el nu produce o eficiență economică deosebită. Dar ce faci cu familia de pensionari care locuiesc, că nu au putut să-și cumpere altă casă, stau în casele alea, au venituri reduse? Ce faci, evacuezi prin impozitare? Păi, n-am zis să-l faci acum absurd, dar mărind încetul cu încetul sumele, o să ajungi la niște prețuri corecte în timp și la o așezare. Impozitele pe proprietate sunt mici în România. Foarte mici. Dar aici e greu de umblat. Trebuie umblat cu atenție, pentru că îți reamintesc în anii 90... Cred că și impozitele pe mașini... Da, domnul Iliescu, de la un anumit litraj încolo, sunt mari. În anii 90, domnul Iliescu și domnul Roman au spus să dăm la vânzare toate casele care s-au vândut la prețuri de nimic, toți oamenii, indiferent de veniturile lor, și-au cumpărat locuințele. Acum, mulți dintre ei nu au bani să-și ne întrețină la nivelul elementar. Da, Vlad, le pui și impozite mai mari, crezi o problemă socială. Au trecut 30 de ani. Iar asta, ce spui tu, este de fapt una dintre problemele marilor orașe, pentru că oamenii, vezi tu, că n-au bani nici să jopsească fațadele, dar, între timp, mai rămân acolo și mai lucrează acolo și să generează un pic de lipsă de civilizație, să spun așa. Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 069 599. Valentin, bună ziua! Sunteți în direct la avocatul diavolului, vă rog! Ce facem? Cum găsim niște bani să mărim salarii, pensii, tot? Mai sunteți cu noi? Valentin, ne auziți? Nu ne aude, Valentin. Alo, Valentin! Alo. Da? Alo. Da, mă auziți? Bună ziua, vă aud! Da. Bună ziua! Vreau să intervin de data aceasta cu privire la... Vă rog. Aceste cheltuieli impuse de către Parlament în sarcina guvernului. Da. Mie mi se pare că discutăm fals problema. Atâta timp cât guvernul este numit de către Parlament să întocmească Parlament să întocmească un plan de guvernare și să propună un buget anual, nu văd cum poate să vină ulterior Parlamentul să spună că bugetul deja aprobat trebuie modificat în sensul XY, indiferent. Pentru că potrivit Constituției Române, da, Parlamentul este suveran. Și am dacă înțeles. Ia decizii, atunci asta e. Dar guvernul este în subordonat. În această situație avem un conflict între guvern și parlament. Guvernul poate să continue și să implementeze măsurile propuse de către parlament sau poate demisiona lase majoritatea parlamentară să aplice acele măsuri. Majoritatea parlamentară a decis, va numi un guvern care va putea să aplice acele măsuri. Okay. Asta nu rezolvă dilema noastră. Adică dumneavoastră îmi spuneți aici rezolvă. Pentru că acea majoritate parlamentară care a votat aceste majorări are resursele, cunoaște, au declarat că ei cunosc că există resursele necesare și nu este nicio problemă. Nu există alte căi decât cele definite. Degeaba, ăla este un vot politic acolo. Faptul că numește un guvern, că majoritatea parlamentară numește alt guvern, nu modifică legile economiei, legile de funcționare economică. Degeaba spun. Eu o să spună, rezolvăm, sigur că da. O cale e, dăm bani la toată lumea. Și o să avem inflație de 20% într-o lună. Știe toată lumea lucrul acesta. Toată lumea cunoaște că nu sunt bani.
Acum. Unii își asumă că sunt bani. Există, okay, Valentin, hai să spunem că există și această posibilitate, că e un joc politic aici. Da, că se va trage de, se va trage de legea asta până după alegeri. Cel care a făcut aceste modificări trebuie să vină și să le aplice. Nu să le povestească la televizor. Bine. Că e rău. Și cum le aplică? Pe ce căi? Întrebați-l, întrebați-l. Da, păi o vă să spun eu, a zis cineva, cred că domnul Ciolacu a zis. A zis așa, păi dacă se angajează 2000, dacă statul ar angaja 2 milioane de oameni, trebuie să caut declarația asta, dacă așa. Statul ar angaja 2 milioane de oameni, atunci aceste persoane ar putea plăti impozit cât să se crească pensiile cu 40%. Dar de ce nu-i angajează pe toți cei 5 milioane care muncesc? Că mi se pare mai simplu. De ce te-ai oprit la 2 milioane? Cum pot oamenii ăștia să judece așa? Adică, păi da, pot vorba foarte ta. Simplu. Dar de ce nu-i angajează pe toți? Păi pot foarte simplu, pentru că și ei sunt odată slabi, dar pentru că fac altă ticăloșie care mie mi se pare de neadmis. Ei profită de neștiința și buna credința unor oameni. Pentru că în momentul în care se uită la statisticile alea care spun că 40% din publicul din România suferă de un analfabetism funcțional, uh-huh, omul zice, băi, ia să vedem noi ce mesaje prind foarte bine la ăștia. Să se mărească, domnule, pentru că avem această cutumă în România că statul poate să facă tot. Ori statul nu poate să facă tot în acest moment. Însă, în chestiunea de principiu a relației dintre Parlament și Guvern, eu vreau să spun că tot timpul voi milita ca Parlamentul să aibă un cuvânt de spus pe ce fac diverse guverne din România. Mie mi se pare corect să fie așa, chiar și atunci când negociază bugetul. Voi, când sunteți membri a unei comunități locale, vă doriți ca parlamentarii voștri să poată să aibă ceva de spus despre bugete, pentru că bugetele sunt importante și pentru Vaslui și pentru Călăraș. Da. Mergem mai departe. Claudiu, nu? Claudiu, bună ziua, sunteți da, în direct. Claudiu, bună ziua, salut băieți, sunt un fidel ascultător al vostru. Trecând peste, nu știu, populismul domnului Ciolacu și în general al PSD-ului, este absurd ceea ce afirmă dumneavoastră. Ce vreau să spun eu este altceva. Cred că un antevorbitor a avut dreptate când a spus, domnule, trebuie să concedieze 75% din bugetari. Bine, cu un amendament. Și anume acela că, după ce ar, sau în același timp, cu concedierea celor 75% din bugetari, ar trebui umblat la sistematizare și la informatizare. Dar cum ați ajuns la 75% totuși? Nu, am zis, nu are importanță că sunt 75%, că sunt 35%, că de principiu. De principiu ar trebui într-adevăr îndepărtat un număr probabil considerabil de bugetari, pentru că sunt într-adevăr foarte mulți care stau efectiv și da, aș vrea să fiu decent, să nu folosesc o exprimare colocvială cumva, ar trebui cumva să îndepărteze efectiv cei care sunt neproductivi, cei care efectiv sunt plătiți degeaba și, în paralel, să umble la sistematizare, să investească în informatizare. Cu siguranță că volumul de muncă al respectivelor persoane care ar rămâne în sistemul bugetar, mă refer cel puțin la cei din administrația publică, cu siguranță că ar putea fi foarte ușor înlocuit de informatizare. Problema pe care o descrieți dumneavoastră e un pic mai complexă, pentru că noi atunci când vorbim de bugetari, vedem corpul funcționarilor publici, ori bugetarii exact, sunt mult mai mulți. Care este foarte mare. Care e foarte mare și acolo poate trebuie umblat. Dar uite, de exemplu, sunt zone unde nu sunt oameni. Din discuțiile pe care le port cu voi în fiecare zi, uite, îmi dau seama de școală. După discuția de ieri, cred că în România ar trebui să existe un corp de psihologi școlari care să numere câteva mii de persoane și care să poată să facă evaluări psihologice cu copiii noștri în fiecare școală. Și asta înseamnă că ce-ai da afară, pe de-o parte, din funcționarimea, din primării și consiliul județene și ce-o mai fi, ar trebui în realitate să duci chiar acolo unde contează, generând cam aceleași cheltuieli, dar oferind un serviciu într-adevăr util pentru societate. Aia e marea dilemă. Realitatea este că noi nu știm exact cât de mare este acest aparat, pentru că, uite, îți dau un exemplu, sunt numeroase, în țară, sunt numeroase zone unde ai o primărie, ai 10 primării pe, nu știu, pe o suprafață foarte mică, da, situație care este absolut absurdă. Da, acolo ar trebui făcută, este de făcut o reformă administrativă de organizare teritorială de ani de zile, adică asta e un sistem care funcționează, nu știu, cred că are 50 de ani de când funcționează așa. Da, da, da. Multe nu se justifică deloc, adică sunt primării cu câteva, sunt localități care au câteva sute de persoane și au primar și corp primar, consiliere, angajați. Știu și un oraș de vreo 3 milioane de locuitori care are 7 primării. Da,
Este absurd să nu poți angaja oameni unde, în acele domenii în care într-adevăr ai nevoie. Exact cum ai spus tu, Cătălin, puțin mai devreme, da? Avem nevoie de consilier, avem nevoie de psihologi, avem nevoie de chiar și de cadre medicale sau chiar de profesori și nu poți fi angajați pentru că, da? Și în același timp stăm cu un întreg ciorchine de, așa zici, funcționari publici la diferite primării micuțe de cazurile. Aici trebuie o voință politică foarte fermă pentru a reforma tot acest sistem. Sunt foarte mulți oameni care depind de banii de la stat și ei întrețin, reprezintă inclusiv un număr foarte mare de votanți, ei cu familiile lor. Ori e greu să renunți la toți acești votanți, că în momentul în care îl dai afară, ăla nu te mai votează. Tu ai realizat, Vlad, că în acești ani... Am o precizare apropo de ce spuneam mai devreme. Nu domnul Ciolacu, ci domnul Budăi, fostul ministru al muncii, a spus, aș vrea să citez ca să fie corect, fostul ministru PSD al muncii, Marius Budăi, a declarat în ședința comisiei, mă rog, când s-a stabilit creșterea cu 40%, că dacă guvernul va crește salariul minim și va angaja 2 milioane de oameni, vor putea susține creșterea pensiilor cu 40%. Tu ai remarcat. Adică, dacă angajează guvernul 4 milioane de oameni, poate se dublează încasările și poate să crească pensiile cu 80%. Atât e domnul Budăi, atât a fost dacă ministrul muncii. Să-i angajăm și pe bulgari, da. O să fim cei mai bogați. Tu ai remarcat că ei în anii ăștia au construit, de fapt, un stat... o administrație paralelă, că era zic să stă paralelă, care de fapt se auto-întreține și începe să imite și trăsnei din astea, că stând în birou acolo la Ministerul Muncii, eu cred că funcționarii de la Ministerul Muncii, auzindu-l pe ministrul lor zicând asta, cred că au căzut pe jos de râs mulți dintre ei. Cum facem să avem încasări mai mari? Păi, dar ne dăm salarii mai mari. Da, ne dăm salarii mai mari și avem salarii mai mari. Ce e așa greu. Mai avem loc de un telefon. Mai avem. Timotei, nu? Bună ziua! Sunteți în direct la avocat, Timotei, vă rog. Bună ziua. Eu sunt de acord cu multe din care s-au zis înainte, dar în special când a zis că ar trebui să fie la fel taxele și impozitele, în sensul în care sunt în postura și de angajat și de angajator, da. Dat în faptul că în perioada pandemiei firma mea a mers în jos fiind de prestări servicii, dar și mulți IT-ști și dacă la mine taxele și impozitele de 4-7%, din păcate la IT nu sunt atât de multe. Și sunt mulți IT-ști în România, sunt multe firme de IT, un boom pe partea asta din cauza că nu există așa multe taxe și impozite. Și ar trebui să fie, cum spunea și dumneavoastră, taxele egale. Pentru dacă tehnician la radio, să am taxa de 30% sau 47% cât e în momentul de față în România. Și dacă sunt IT-ști, să am taxele tot 47%, adică angajatorul să plătească la fel. Da, eu discuție mai veche. Aici se face un calcul simplu, se vede bun. Dacă creștem taxarea în acest domeniu, cu cât se reduce activitatea, care în acest moment aduce atât la buget. Păi, problema e că aduce puțin, lipsind o groază de taxe și impozite de la ei. Dar aduce pe partea de TVA a produselor și pe impozitul pe venitul companiilor, care generează venituri foarte mari aici. Și aici sper eu că le generează aici. Știi că și asta e altă discuție. Că dacă angajarea se face în Irlanda, că pomenea cineva de Irlanda... Cred că angajează aici, că aici au regim fiscal bun. Nu, unde fac ei, nu angajarea, unde fac ei veniturile. Depinde pe ce firmă le fac. Sigur, e o discuție pe care trebuie să o purtăm, știi? Bun, am înțeles. Ne apropiem de final, nu? Cred că am încheiat. Vreau să spun ceva. Nu există o cale de a mări veniturile în acest moment pe actualul mod de funcționare al economiei și administrației publice din România. Nu se poate, pur și simplu, decât cu prețul a ceea ce v-am spus noi. Urmează alegeri locale și alegeri parlamentare în decembrie, că sper că nu o să se întâmple nimic și o să fie, și după aceea 4 ani în care nu mai sunt niciun fel de alegeri. Este o perioadă ideală pentru orice fel de guvernare responsabilă de a iniția măcar o reformă profundă a administrației. Să reformeze sistemul de impozitare, de colectare a taxelor, să informatizeze administrația, să redimensioneze aparatul bugetar, să echilibreze totuși salariile din sistemul public, care acum sunt mult mai mari decât cele din sistemul privat. 4 ani la dispoziție. Foarte bun. Cine nu face asta, ratează de fapt următorul secol pentru societatea românească la modul propriu și cred că o să dea dovadă de o foarte mare ticăloșie dacă nu reparăm lucrurile astăzi și nu mai târziu. Ai ascultat Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM.